Un bărbat a murit după ce a fost trivit de peretele unei gropi din beton din localitatea Ciumești. Sătmăranul, în vârstă de 47 de ani, efectua lucrări la o rețea de canalizare din localitatea Ciumești, respectiv la armarea cu beton a gropii unei stații de pompare. În timp ce se afla la baza gropii, pentru a verifica cofragul din fier beton, o bucată din peretele gropii s-a desprins și l-a prins pe acesta între bucățile grele de beton. Bărbatul a fost scos de către colegii lui și a fost transportat la Spitalul Municipal din Carei pentru acordarea îngrijirilor medicale, însă din cauza leziunilor ferite medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Oamenii legi au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.